Dragii mei, slăbesc pe bunul Dumnezeu că avem harul de a vedea, de a lupta, de a trăi răspunsul pe care îl dă Dumnezeu cele mai mari și mai grave probleme cu care se confruntă omenirea, și anume moartea. Ce răspuns dă Dumnezeu acestui lucru? S-au rezolvat foarte multe lucruri pe Pământul nostru. De la întunericul în care omenirea a mers pentru secole și milenii, deodată, în, ultimii, în ultimul timp, acum, parcă a fost un fel de decolare verticală, s-a găsit răspunsul și soluția pentru foarte multe dintre problemele cu care se confrunta omenirea și problemele care erau considerate fatale și insolvabile. Dar nu s-a reușit a se face nimic în domeniul morții. Au venit și sunt niște profesori moderni care spun că vor fi înlocuite organe cu anumite piese sau vom ieși în afara timpului și vom umbla cu bicicleta pe acolo, sau indiferent cum, încercând să găsească soluție și răspuns problemei morții. Problema morții nu este legată însă de decăderea organelor noastre fizice, ci este legată de păcate. Și lucrul acesta nu poate fi rezolvat prin tehnicile sau problemele cu care astăzi omenirea își mângâie sufletul în domeniul acesta. Nu-i de ieri de -al lupta aceasta împotriva morții. Răspunsul pe care, sau cea care a căutat să dea răspuns acestei probleme a fost religia și dacă ne uităm în Egipt și în Babilonia și pretutindeni în diversele culturi ale lumii, dacă ne uităm, tot ce s-a încercat a se face a fost, a fost direcționat spre rezolvarea problemei morții. Și nu fără, o astfel de, fără un astfel de motiv spune Vlahuță, nu de moarte mă cu tremur ci de veșnicia ei. Cu tremurul lui, însă, nu era legat de realitate, ci era legat de imaginația sau de credința sau de alegerea pur și simplu mentală în acest domeniu. I s-a atașat morții, ideea de nemurire, moartea e nemuritoare. Nu mă tem atât de. nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei. A fost legată, ideea de veșnicie legată de moarte. Iubiții mei, ideea de veșnicie se leagă doar de Dumnezeu. El este singurul care are nemurirea. Cei care au vorbit despre suflet nemuritor, despre una și alta, și-au făcut piramide, s-au au făcut slujbe fel și fel, oamenii aceștia s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și au respins cuvântul lui care a spus, singurul care are nemurirea este Dumnezeu. Nu există vreun suflet nemuritor în afară de Dumnezeu, în întreaga creație. Oricine trăiește primește viața de la Dumnezeu. Dumnezeu are viața eternă asupra lui. El are nemurirea. Și el ne cheamă pe noi să devenim părtași ai acestei nemuriri. Un, o anume valoare care devine parte dintr-un infinit, devine și ea infinit, este parte de acolo. Spunând aceste cuvinte, nu de moarte mă tremur ci de veșnicia ei, lăsăm la o parte adevăruri eterne care sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu și care, despre care Duhul lui Dumnezeu a spus: Cuvântul tău este adevărul. Adevărul acesta este. Nu că moartea este eternă, ci iată adevărul. Apocalips, capitolul 20, versetul 14. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea morții, așa spune Sfânta Scriptură. Moartea este condamnată la moarte. Au fost aruncate în iazul de foc. Și decretul Dumnezeesc sună atât de clar. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi tânguire, nu va mai fi țipă, nu va mai fi suferință. Acesta este adevărul lui Dumnezeu despre care Scriptura spune: Cerurile și pământul vor trece. Cuvintele acestea nu vor trece niciodată. Moartea nu va mai fi astfel, că nu există justificare pentru a atașa ideea de uh, nemurire sau de eternitate morții. Moartea este întrecere. În realitate. Așa cum se întâmplă cu întunericul. Întunericul nu există ca atare, ca foton, ca Lumina este fotonul. Întunericul este absența luminii. Neadevărul este absența adevărului și moartea este absența vieții. Când viața este așezată pe locul ei, moartea a pierit și așa cum spunea Scriptura, moarte unde ți -e puterea, s-a dus în clipa aceea unde e întunericul care era aici s-a făcut lumină, din clipa aceea. Aceeași lege este aplicată aici. Și în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 26, Biblia arată în termen clar că moartea este condamnată la moarte. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Asta, acest lucru este decretat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și moartea nu este prietenul cuiva, și nici substanța existenței noastre, ci este un vrăjmaș. Acesta este un vrăjmaș care este pentru o vreme aici legat de existența păcatului, plata păcatului sau răspunsul pe care îl dă păcatul celui care păcătuiește, nu Dumnezeu, păcatul, plata păcatului, este moartea. În capitolul 2, în a doua epistolă a lui Pavel din Timotei, către Timotei, capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că moartea este deja condamnată la moarte. Să ascultăm acest cuvânt de extremă însemnătate. Dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie, a nimicit moartea. Acela care prin moarte a nimicit pe cel care are puterea asupra morții, adică pe diavolul. Și vreau să urmărim lucrul acesta, iubiții mei, pentru că el are un cuvânt de spus asupra vieții și ființei noastre. În Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 14, Biblia spune că nota sau numitorul comun al ființelor care calcă planeta aceasta este tocmai această frică de moarte. Acolo unde Dumnezeu a așezat gândul veșniciei, tot acolo conlocuiește frica de moarte. Iată ce scrie aici versetul 14. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa El însuși, adică Isus, a fost deopotrivă părtași la ele pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Uite, e nesfârșit imperiul acesta al morții, slujbe religioase și concepții și tradiții, crezuri. Mersul omenirii este marcat de lucrul acesta și Biblia spune că acest lucru era, este robia spiritului, frica morții este robia Spiritului. Sigur că nu este nimeni uh, forțat să mărturisească sau să uh, accepte uh, gândul veșniciei în viața și ființa lui. Nu este nimeni obligat să creadă promisiunea lui Dumnezeu. Dar ce altceva putem să credem? Ce altceva ar putea fi pus în locul acestui cuvânt al lui Dumnezeu? Să izbăvească. De sub puterea morții, pe aceia care erau supuși robiei toată viața lor din cauza aceasta. El a venit aici, spune Cuvântul lui Dumnezeu, ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea asupra morții. Dacă stăm și ne privim în oglindă, Principala problemă care frământă Sufletul omenesc, în perspectiva aceasta a încheierii drumului lui pe Pământ, principala problemă care frământă Sufletul este necunoscutul. Și atunci, și pe baza acestui necunoscut, au fost create atâtea și atâtea teorii cu vămi ale văzduhului, pe care trece cineva cu reîncarnări în hinduism, cu uh, formele pe care le găsim practicate, cum balsămări și așa mai departe, în Egipt, tot felul de lucruri pe baza, în, în acest vacuum al necunoscutului. E adevărat că este un necunoscut, dar nu aceasta este problema. Problema nu este că, dincolo de moarte, e necunoscut, nu se știe ce va fi și acolo au plantat oamenii tot felul de astfel de crezuri. Ci problema este că. Dumnezeu este un necunoscut. Aceasta a predicat Pavel acolo în Areopag când a spus: Mergând prin cetatea voastră, v-am găsit foarte religioși. Sunteți niște oameni la fiecare colț de stradă tot felul de uh, capele, de, de idoli, de statui, de asta foarte religioși, preocuparea permanentă cu viața și moartea aceasta a fost. Dar uh, mergând prin orașul vostru am observat la un moment dat un chip închinat unui Dumnezeu necunoscut. Și spune Pavel, pe acesta vi vestesc eu. Problema noastră ca oameni și problema fiecărui om în parte, și a lui Vlahuță, care a spus nu, nu mă cutremur, nu de moarte mă cu tremur, ci de veșnicia ei, problema noastră nu este necunoscutul de dincolo de hotar sau de moarte, ci este necunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că a cunoaște pe Dumnezeu produce un alt fel de viață. David spune așa în psalmul lui 23, acest psalm care este cunoscut pe planetă, oriunde te duci, îi găsești urmele. Nu mă tem de niciun rău. Dar da, nu te tem de necunoscut, de întuneric ce fi. Nu, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că tu ești cu mine, o fi necunoscut. Chiar dacă ar fi să merg prin valea umbrei morții, ce cu asta? Atâta timp cât Dumnezeu este cu mine. Nu mă tem de niciun rău acolo, pentru că tu ești cu mine. Ar fi fost un dezechilibru și creația lui Dumnezeu n-ar rămâne în picioare dacă s-ar întâmpla, dacă ar fi un astfel de dezechilibru. Ar fi fost un dezechilibru ca Dumnezeu să însoțească un om în viață și când pleacă să nu-l cunoască. Nu? No. Voi fi cu tine de la tinerețe până la bătrânețe, până la căruntețele voastre, și când Moise a trebuit să-și dea Duhul, a fost însoțit de Cel care l-a însoțit toată viața. Până la cea din urmă, Suflare a încredințat Mântuitorul continuu viața lui în mâinile Tatălui, lucrul la care suntem chemați și noi. Cei mai mulți dintre noi avem simțământul acesta al înstrăinării față de Dumnezeu, și așa este. Dumnezeu ne este străin, dar noi nu suntem străini față de El. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, nici nu ajunge cuvântul să fie pronunțat și este cunoscut. Atât de aproape este El de ființa noastră. În încheierea umblării noastre pe acest pământ, călătoria noastră prin valea umbrei morților, nu înseamnă același lucru pentru cel care poate spune, tu ești cu mine, sau cel care se consideră singur și părăsit în fața acestei realități înspăimântătoare a vieții și a ființei noastre. Este de neimaginat ce se întâmplă în sufletul unui copil când se produce ruptura aceasta. Și totuși, tainic, inexplicabil, cumva Dumnezeu îi dă și lui o asigurare. Ei continuă să aștepte mai mult timp, după care crescând în înțelegere, ajung să-și ancoreze încrederea și așteptarea lor în Dumnezeu și o ridică de la oameni. Totuși, în infantilismul omenirii noastre, oamenii au, au rămas legați de mormânt, de pământ, de oase, de forme ca acestea, în loc să ancorăm dincolo de perdeaua din Templu, spune Scriptura, acolo unde Hristos slujește ca mare preot al bunurilor viitoare. Acolo suntem noi chemați să ancorăm. El a venit să izbăvească. Și Biblia spune așa în Roman capitolul 8, versetul 10. Dacă Hristos este în voi, probabil că acum vom înțelege însemnătatea aceasta, acestor cuvinte mai mult decât oricând altă dată. Hristos în voi de dea slavei. Poate acum ne dăm seama că în fața provocării morții, și a unui final fatal, aș zice, al călătoriei noastre de pe, de pe pământul acesta, după cum au spus în glumă oamenii, că uh, un singur lucru este sigur cu privire la moarte, toată lumea uh, urmează să treacă pe aici. Uh, aici Sfânta Scriptură spune: Dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, țărâna, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, nu din pricina lui Dumnezeu, plata păcatului, din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Poate cineva să se oprească o clipă și să spună în sufletul lui Doamne, acum văd ce înseamnă Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu este doar un simplu mod de viață, ci este și puterea aceea care e prezentă atunci când avem călătoria aceasta prin valea umbrei morților. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, țărâna, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii Lui. Nu știu dacă ați observat, dar Daniel. Era cunoscut într-un singur fel în Babilon, îl găsim de cinci ori repetată expresia că are în el Duhul Dumnezeilor celor Sfinți. Așa era cunoscut. Așa l-a recomandat Mama Regentului, așa l-a recomandat Regentul, așa l-a recomandat Nebucarnețar. Tu ai Duhul Dumnezeilor Sfinți în tine. De aceea ne-a spus nouă Sfânta Scriptură aici, da, trupul vostru, supus țărânii, e, din pricina păcatului, el este supus morții, dar din pricina neprihănirii lui Dumnezeu, dăruită nouă, Duhul vostru, scrie Sfânta Scriptură, este viu. Și nu poate fi cineva cunoscut sub un nume mai înalt decât acesta, fiindcă Uh, omul din lume, cum citeam de une zi, uh, cel mai puternic om din lume uh, Nu este unul care e într-un loc sau altul pe, pe un fotoliu prezidențial sau imperial Cel mai puternic om din lume este acela care are un cuvânt de spus la tronul lui Dumnezeu Și despre care Dumnezeu îi spune în urma rugăciunii lui, cum i-a spus lui Moise uh, Iert cum ai cerut, iert cum ai zis acela este omul care are un cuvânt de spus și de aceea Biblia spune Duhul vostru este viu din pricina neprehănirii lui Dumnezeu Daniel, cunoscut ca om cu Duhul Dumnezeilor celor Sfinți în el. Chemare. aceasta este o chemare pentru noi, nu e o simplă pagină de istorie sau o povestire pe care o spunem copiilor sau citim și noi în copilăria noastră și tre suntem chemați să creștem în vederile noastre, în viziunea noastră vis-a-vis -vis de acest cuvânt și el să devină viața noastră când se va arăta Hristos, viața voastră. Tu, Daniel, așa cum scriem în capitolul 4, versetul. 8. La urmă de tot, spune el, s-a înfățeșat înaintea mea Daniel numit Belșațar după numele Dumnezeului meu, i-a pus el nume, și care, Daniel, are în el Duhul Dumnezeilor celor Sfinți. I-am spus visul și am zis, uh, declar, are în el Duhul Dumnezeilor celor Sfinți. Indiferent cum ar arăta un cap încoronat, indiferent ce, cum ar arăta harta acestui imperiu, el se pleacă cu respect în fața aceluia care are în el Duhul Dumnezeilor celor vii. Și așa cum spune Sfânta Scriptură, țărâna merge, este supusă morții din cauza păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii Domnului nostru Isus Hristos. Cum se întâmplă lucrul acesta? Ne explică Pavel în epistola către Corinteni, în capitolul 15. Așa este și învierea morților, cum este semănarea seminței. Trupul, țărâna, este semănat în putrezire, dar învie în neputrezire. În epistola către tesaloniceni, Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, ne face să înțelegem <coughs> ne face să înțelegem cum se desfășoară acest proces al învierii asemănându-l cu o sămânță. Trupul e semănat în putrezire, dar spune el, la cea din urmă trâmbiță, trupul acesta supus putrezirii va fi îmbrăcat în neputrezire. Lucrul acesta este, trupul acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire. Aici nu este vorba de vreo filozofie sau promisiune sau teologie, e vorba de acela care a spus cerul și pământul va, vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Și spune el aici, trupul este semănat în putrezire, dar învie în neputrezire. Este semănat în ocară și învie în slavă. Au fost situații groaznice cum țărâna oamenilor degradată și, într-un fel sau altul, este pus în ocară, pur și simplu, dar învie în slavă, este semănat în neputință și învie în putere. Este semănat trup firesc, țărână, și învie trup duhovnicesc. Pentru că, spune Biblia, dacă există un trup firesc, atunci avem și un trup duhovnicesc. Adevărat adevărat vă spun, spune Mântuitorul nostru, în, Epi, în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 24, adevărat adevărat vă spun că dacă greuntele, de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Înțelegem din cuvântul acesta al lui Dumnezeu, acest paradox pur și simplu. În timp ce. Dumnezeu declară: nici măcar în dorința mea nu există ideea de moarte în dreptul cuiva. Eu nu doresc moartea păcătosului. Eu nu doresc moartea celui ce moare. Dumnezeu vorbește despre inima lui în aceste împrejurări. În același timp, El spune: e scumpă înaintea mea moartea celor iubiți de El. Va fi greu să asociem aceste două lucruri, dar uh, nu va fi greu să ne dăm seama că Dumnezeu știe ceva. În momentul în care spune, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Afirmația aceasta a mântuitorului nostru, dacă Bobul nu moare, rămâne singur, aceasta ne duce pe noi spre înțelegerea valorii în ochii lui Dumnezeu, dar a spus, este scumpă înaintea lui Dumnezeu. Încheierea călătoriei pe Pământul acesta mai bun este sfârșitul unui lucru. Decât în începutul lui. Aceeași afirmație pe care a făcut-o Mântuitorul cu privire la starea ființei umane în moarte, resubliniată în Luca 20:38, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El, pentru El, toți sunt vii, acest lucru. Ne face pe noi să tragem următoarea concluzie: Eu slujesc unui Dumnezeu care nu este un Dumnezeu, om, oh, mi-e frică de moarte, vine moartea, sau cum o fi moartea, sau a murit, sau așa. Noi slujim unui Dumnezeu care nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Pentru El, cumva Dumnezeu este neînțeles de noi, pentru El toți sunt vii. Convingerile noastre cu privire la moarte depind. De convingerile noastre cu privire la Dumnezeu, cărui Dumnezeu te închini, ce fel de Dumnezeu slujești, cum și unde este Dumnezeul tău cu privire la capitolul acesta cumplit și nerezolvat al vieții pe Pământ, lucrul acesta numit moarte. În timp ce El nu dorește moartea păcătosului, așa cum ni s-a spus, dorește mult de tot ca oile să aibă viață, a spus el, și să aibă din belșug. Dar nu s-a referit doar pentru o vreme și un timp, așa cum spune Scriptura, viața noastră care este ca un abur ce se înalță puțin tel și apoi pierde, ca o scânteie care plutește și a dispărut. Nu, nu, nu la aceasta s-a referit, ci Mântuitorul promite și întărește această promisiune cu însăși viața lui spunând, eu le voi da viața fără sfârșit. Nu moartea are ultimul cuvânt, nu moartea este realitatea. Ultimul cuvânt îl are promisiunea lui Dumnezeu când el a vorbit despre ceea ce noi puțin înțelegem astăzi, gândul veșniciei, viața veșnică. Acesta este plantat în fiecare ființă umană, este comoara aceea ascunsă în țărână. Adevărat, adevărat, vă spun, că dacă grăuntele nu moare, rămâne singur. Atunci uh, suntem chemați să ne supunem lui Dumnezeu pentru ziua venirii noastre pe pământ și pentru ziua plecării noastre de pe pământul acesta. Uh, uh, avem tot respectul față de viață, toată grija de care suntem capabili la un moment dat, protejăm viața, protejăm oamenii, suntem sfâșiați de nenorocirile care se întâmplă pe pământul acesta, vărsări de sânge, mii de copii uciși, oameni care stau cu spaimă și cu frică în caselor în timp ce învățăm acest lucru. Dar în același timp nu vom uita niciodată că El a spus în cartea Apocalipsei, eu țin cheile morții. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Când Mântuitorul a fost pe cruce și a dat această făgăduință omului care s-a întors la Dumnezeu acolo în durerile acestea nemaipomenite, ne face să înțelegem odată în plus Că bucuria și puterea pe care o aduce credința aceasta în adevărul și realitatea promisiunii vieții care este în el, e mai mare decât orice fel de tortură sau de dureri cumplite prin care a trecut cineva vreodată. Atât de mare a fost bucuria și promisiunea aceasta încât sufletul omului acestuia literalmente s-a -a ridicat deasupra morții adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Acest lucru însemna clipa prezentă, deci momentul în care el și-a deschis sufletul și a mărturisit pe Mântuitorul nostru spunând nicio vină nu este, îl mărturisesc neprihănirea lui înaintea lui Dumnezeu. Începând din clipa aceea, Biblia spune cine crede în mine are viața veșnică. Aceasta s-a întâmplat acolo pe cruce. Omul de astăzi caută semne materiale totdeauna. El crede că realitatea este numai cea care intră în domeniul simțurilor lui, deși are foarte multe experiențe omul modern prin care înțelege că unde radio sau de tot felul e plin, e plin locul ăsta de ele, dar nu înseamnă că le simțim, nu avem organul pentru a detecta așa ceva. Dacă lucrul acesta este adevărat în domeniul vieții de fiecare zi, cu cât mai adevărat este el în, în domeniul promisiunii și al cuvântului de onoare al lui Dumnezeu. Oricine crede în mine, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Suntem, într-adevăr, puțin complexați de această idee, pentru că în pilda din care oamenii au făcut uh, faptă, a fost o pildă și este o pildă uh, a bogatului și uh, săracul Lazar, în pilda aceea se spune, între voi și noi este o prăpastie care nu se poate trece. Iar aici ni se spune nou în cuvântul lui Dumnezeu, cine crede în mine, nu mai bine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Păi da, ai spus că nu se poate trece prăpastia aceasta. Nu se poate trece, într-adevăr, la oameni e cu neputință așa ceva. Dar el s-a așezat pe sine însuși, punte peste prăpastia aceasta. Așa se face că în el, cine crede în mine, a spus el, a trecut din moarte la viață. De altfel, ne dăm seama de deșertăciunea, cum a numi Solomon, de vanitatea. A imaginației noastre bolnave, ancorându-ne sufletele în fel și fel de nimicuri. Chiar ascultam omului Dumnezeu predicând în zilele trecute și spunând despre un tânăr care a, a venit acasă cu un laptop și cu un, a, cu un telefon mobil și mama s-a speriat puțin, venea din Japonia, s-a speriat puțin de el, ce cu asta, de unde ai luat, de unde ai luat bani, ce ai făcut cu acestea? ca să afle că el de fapt donase un rinic pentru așa ceva. Și S-au promis 30 de mii, dar i-au doar numai 3 în final și cu ele a reușit să ia două nimicuri de acestea și a venit cu ele acasă și s-a infectat, este sub dializă pentru restul vieții lui, lungă sau scurtă. Dar a declarat așa, aceasta a fost cea mai mare greșeală a vieții mele. Pentru că Biblia spune ce ar folosi unui om dacă ar încorpora o pământul, nu e vorba de două nimicuri din acestea, și dacă ar câștiga tot pământul, așa a pierdut sufletul. La ce ar folosi așa ceva? Aceasta este expresia pe care o găsim noi acolo în, în noaptea nebunului. Oh, el se gândește la ce s-a întâmplat ieri, am avere, am cutare, am nu știu ce, la ceea ce se va întâmpla mâine, uh, vei trăi pentru mulți ani, bucurie, bucură și așa mai departe. Dar nu se gândește la clipa prezentă a lui și nu se uită cât este ceasul vieții pe perete nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și cum rămâne cu trecutul tău în ce ai câștigat, cum rămâne cu planurile tale de viitor. Aceasta arată literalmente nemernicia, nimicnicia zidirii speranțelor noastre pe astfel de nimicuri. Prea iubiților, acum suntem copii, ne scrie Ioan, ai lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar de ce nu s-a arătat? Pe cine ar putea să suporte descrierea aceasta? Cine ar putea să vadă lucrul acesta? Vreau să te văd, i-a spus Moise Domnului și Domnul i-a spus, nu se poate. Nu pentru că eu nu vreau sau nu din cauza mea, ci nu se poate pentru că nu poate, nu poate omul să mă vadă și să trăiască în starea aceasta a păcatului în care ne găsim noi. Și aici spune: Nu s-a arătat încă. Deși sunt oameni care își permit să vorbească mult cum este, cum se întâmplă și așa mai departe, Biblia spune: Nu, nu s-a arătat încă și noi rămânem credincioși acestui cuvânt. Acestea sunt cu siguranță lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Am văzut într-o vedere nu știu ce. Ochiul nu a văzut așa ceva. Asta. Asta spune Sfânta Scriptură. Urechea n-a auzit așa ceva. Am au... Nu, urechea n-a auzit așa ceva. Și nici măcar în imaginație sau la inima omului, cum spune Biblia, nu s-a suit așa ceva. Singurul lucru adevărat și sigur este să nu ne pronunțăm în direcția aceasta. Pentru că Biblia spune, nu s-a arătat încă. Știu cine va face acest lucru care va schimba trupul stării noastre smerite, acela care va schimba trupul supus putrezirii în neputrezire și trupul muritor îl va îmbrăca în nemurire. Știu cine face lucrul acesta, dar cum este așa ceva, nimeni nu este chemat să caute, pentru că nu s-a arătat încă. Știm un singur lucru. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este El. Aceasta, de aceasta, de acest lucru suntem încredințați. Cum este aceasta sau cum nu este aceasta, lăsăm eternității lui Dumnezeu să descopere a tot și bunătății lui. Promisiunea însă este sigură. Este una să umbli pe pământ cu încredințarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu și este alta să umbli pe pământul acesta gol și descoperit și lipsit de speranță. Așa s-au născut nihiliștii și pesimiștii și toți ceilalți care au scris. Ei au scris pe bună dreptate ce au scris. Degeaba au căutat oamenii să îi combată. Nu, Dumnezeu nu este prezent în scrisul lor și nici în înțelegerea lor și nici în mintea lor. Și un om care nu recunoaște acest gând al veșniciei sau prezența lui Dumnezeu în viața lui, e normal să scrie așa ceva. Absolut normal. Eu cred că au scris corect și eu cred că reprezintă corect gândirea și simțirea lor în despărțirea lor de promisiunea lui Dumnezeu. Romani, capitolul 1, spune: S-au crezut înțelepți, inteligenți și au schimbat gândul lui Dumnezeu cu gândul omului, un chip care seamănă cu omul. Dar Dumnezeu nu va abdica niciodată de la cuvântul și adevărul lui așa cum este în Hristos Iisus. Am văzut împreună cu soția un film care de fapt redă o istorie vie, Antoine Fisher se numește el și Denzel Washington joacă rolul unui psiholog care sfătuiește acest soldat bolnav de furie Bolnav de răutate, care este implicat în atâtea conflicte și bătăi la bordul uh, unui portavion, acolo unde era el marinar în armată, și. Uh, sigur că societatea noastră răspunde cu închisoare, cu legat, cu cătușile de mâini, cu bătut, eventual cu executat pe scaun electric, dar nu aceasta e rezolvarea. Acest psiholog care se vede și transpare că are teamă de Dumnezeu. Acest om caută rădăcina problemei ca să afle că acest tânăr este atât de recalcitrant, vorbește atât de rău, se comportă atât de rău, datorită faptului că el nu aparține nicăieri. El nu, aparține, el nu a cunoscut pe tatăl lui, tatăl lui a murit asasinat când el avea câteva săptămâni, câteva luni. Mama lui l-a născut într-o închisoare, și din închisoarea aceea l-a dat la o casă de copii de unde a fost mai târziu adoptat. El era un ofițer foarte frumos, foarte disciplinat, dar purtarea lui și furiile lui și răutatea, aroganța lui nerăbdare, irascibilitatea acestui om indica spre o gravă problemă sufletească. Și atunci psihologul cel bun Așa cum lucrează Dumnezeu cu fiecare dintre noi, lucrează la rădăcina problemei. Du-te și cunoașteți familia. Ești dezrădăcinat, nu aparții nicăieri. De aici vine toată problema. Nici lui, ca militar, ca marinar, nu-i place de felul cum trăiește, dar nu are niciun fel de răspuns pentru aceasta. În final merge, își cunoaște familia, chiar pe mama lui, o vede care este dezinteresată de el. Uh, e prea copleșită de nenorocirea vieții, rămâne plângând acolo după ce l-a văzut după atâția 30 și ceva de ani, uh, nu l-a văzut, n-a știut niciodată că mai este viu sau ce este cu el și el îi spune câteva lucruri din mersul vieții lui, cum l-a ajutat Dumnezeu de a ajuns în condițiile acestea până acolo, dar mama rămâne în, în, în lumea uh, întunericului ei, refuză lumina. El se întoarce de acolo, dar când se întoarce la casa unei unchi al lui pe care l-a găsit, găsește casa plină și acolo o bunica, eventual mama tatălui, îl așteaptă și cu o emoție sfântă nu are o altă putere decât să-i spună Welcome home! Bine ai venit acasă! Aceasta este expresia ei. Trăim pe pământul acesta între oameni dezrădăcinați, oameni care nu aparțin. Chiar dacă cineva are casa plină, familia plină, economia bună, o reputație bună, toate aceste lucruri, niciodată acestea nu vor putea rezolva marea problemă, marele gol din sufletul ființei umane. Și în momentul în care nu aparținem. Case lui Dumnezeu, în momentul în care mergem fără destinație, fără direcție, prin alegere, vreau să spun: nu este nimeni scuzat sau scutit pentru o alegere de felul acesta, este pur și simplu un act de voință. Acest lucru produce un anume, acest fel de viață pe care. Îl avea marinarul acesta. Acum, voi nu mai sunteți, spune Petru Apostolul, nici oaspeți sau invitați sau musafiri, ci nici străini care treceți pe pământul acesta. Voi sunteți oameni din casa lui Dumnezeu. E adevărat că în lumea în care mergem suntem străini de tot ce se întâmplă în răutatea de pe pământul acesta după cum sufletul lui Noe era străin de ceea ce se întâmpla și sufletul lui Iacov era străin de ce făceau chiar copiii lui. E adevărat, suntem străini în privința aceasta, dar suntem cetățeni ai cerului în același timp. În timp ce suntem străini și călători pe pământ, avem o cetate statornică, aceea pe care a promis-o Dumnezeu și aparține familiei lui tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul de a deveni copii lui Dumnezeu, născuți nu din sânge sau din carne sau din firea, din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Apartenența la familia lui Dumnezeu uh, impune o anume ținută pe pământul acesta, umblând noi cu gândul veșniciei în mintea și în sufletul nostru, uh, nesupunând nimic temporalului. Faptul că acest gând al veșniciei este prezent în toate lucrurile, fie că mâncat sau abez sau orice altceva, este prezent. Faptul acesta transformă viața și ființa noastră. Pe când în regele Ezechia, care nu se gândește dincolo de viața lui din momentul acesta, și îi se spune profetic... Nenorocirea care va veni peste cetate, peste familia lui, peste tot ce se va întâmpla, răspunde simplu: Având în vedere că nu se întâmplă în timpul vieții mele, e ok, spune el. După mine, nu contează. Aici duce și aici aceasta e marea diferență între un om care trăiește sub semnul gândului veșniciei, un om care l-a crezut pe Dumnezeu, pe Cuvânt. Un om care prin credința în Domnul Hristos a trecut de la moarte la viață. Aici este marea diferență. Astfel că lucrurile capătă valori diferite. Același lucru care, cum au ținut unii un coif etrusc de aur masiv, acoperit de negura vremii, L-au folosit pentru păsări, pentru un, un nimic, ca un vas de rând, până când cineva i-a cunoscut forma și valoarea. Același lucru se întâmplă în ochii noștri, în momentul în care vedem viața și lucrurile ei în lumina care radiază de la prezența sa. Un pahar de apă nu mai rămâne un simplu pahar de apă atunci când avem în vedere cuvântul acesta al lui Dumnezeu nu ni se va pare nimic, ci știm, așa cum a spus el, nu își va pierde răsplata. Dă sens și valoare atât vieții cât și morții pe pământul acesta. În toate lucrurile caută să le investești spre slava lui Dumnezeu, spre mărturisirea adevărului și a bunătății lui Dumnezeu. Sunt încredințat, spune Pavel Apostolul, Că, nu, că moartea mea are o altă valoare acum. Și acest lucru îl spune el în Filipeni, capitolul 1, versetul 20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Acesta este răspunsul, pe care îl dă el vieții și morții, după ce a cunoscut pe Mântuitorul, el n-ar fi putut spune cuvintele acestea pe când era marele prigonitor pe drumul către Damasc, dar le poate spune acum cu așa încredințare. Viața are o altă valoare pentru mine, spune el, moartea are o altă valoare pentru mine, fie că trăim, fie că murim. Toate aceste lucruri au un singur obiectiv, o singură destinație, mărirea Lui Dumnezeu. Și dacă este un domeniu în care uh, am uh, ființa umană se poate investi cu adevărat, uh, acesta este singurul, uh, să faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu. Hristos va fi proslăvit. Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumim pentru chemarea aceasta sfântă, pentru faptul că întreaga noastră ființă, Doamne, a fost cuprinsă de Duhul tău, de Cuvântul tău, Doamne, și Cuvântul tău a devenit Duh și viață pentru noi. Și îți mulțumim, Tatăl nostru, că El a schimbat valoarea lucrurilor din jurul nostru. Ne închinăm și îți mulțumim în perspectiva împlinirii acestui Cuvânt prin Domnul nostru, Isus Hristos. Amin.